E Codrin, amicul meu. Codrin, e Sântitul Maiorescu, Ion Creangă, Veronica Miclet, Iacob Negruții, Vasile Alexandrii, Minte Creuniț, Ioan Slavici, Vasile Bobor și Petre Car, oameni de seamă ai culturii românești. Îmi pare bine. Vă rog. Citim creațiile noastre, sunt promovați și talentați. Poate și tot ceva să ne prezinți. Este plăcut aici. E deosebit. Însă, în ceea ce privește literatura, eu nu am talent. Mă simt frustrat. Știu că nu am acordat prea multă atenție studiului literaturii române. Aș dori să vă prezint o nouă poezie. Doina. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns umisa. Când mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare vin muscale de-a cărare. De la mare la Hotin mereu calea ne-o ațin. Din Boian la Vatrador ne-a umplut o mii de acorni. Și străinul te tot pașe de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos pe vară, și-au făcut dușmanii care. Din Sătmar până să cele nu mai vadă cage. Vai de biet român săracul, îndărât o dă caracol. Nici îi merge, nici se îndeamnă, nici îi este toamna, toamnă. Nici e vară, vara lui și străin în țara lui. De la turnul Doroboi curg dușmanii în puroi și se așează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. Zboară păsările toate de neagră străinătate. Numai umbra schimbului la ușa creștinului. Îți îmbracă țara sânul codru, frate cu românul. De se fure se tot pleacă și izvoarele îi seacă. Sărac cu țara săracă. Și ne-au îndrăgit străinii, mâncaia inima scânii. Și mâncaia casa, pustia și nearul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta. Lasă mandritului toată grija sfinților. Lasă grija sfinților în seama părinților. Cropotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă. Doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt și te aud din cor sunând și Moldova adunând. De-ai sunat din corn odată, ai să adun Moldova toată. De-ai sunat de două ori, îți vin cotri în ajutor. De-ai sunat a treia oară, toți dușmanii or să piară din hotară în hotară. Îndrăgi arciorile și spânzurătorile. Vă mulțumesc, prieteni, vă mulțumesc. La ieșirea din salon, Codrin, îmi rezist să-l întrebe pe Eminescu. În afară de studii și literatură, nimic altceva? O, amice, anii tinereții nu trebuie ratat. E important și studiul, dar trebuie să asculti glasul din mine. Povestea tânăra din Potoria Cera, pentru ea, cine ar da viața lui soația? Noaptea întreagă, ore întregi, spunea și cum e de dragă. Totul ar da. O, în schimbul unei ore de iubire. E Veronica, Veronica Miclet. Da. E târziu și trebuie să ne despărțim, însă când vei dori să călătorești, stau la dispoziție. De altfel, n-am reușit decât o parte din lucrurile de la să-ți arăt. Pe mâine, Codrin. Pe mâine, promiți că vei veni? Da. Și tânărul, trezit din vis, nedumerit, privește încă o dată chipul din al lui Eminescu. Sub poză, descoperă fragmente din biografia marelui poet și date despre activitatea literară. Fragmentele îi atrag atenția și astfel descoperă gustul pentru literatură.